Ce se întâmplă aici? Nu se poate așa ceva. Cine te-a supărat? Nu așa se poate. Ce ai aruncat? Picioare la curcan. Picioare de curcan, doamne. Păi aia vroia Olga să le mănânce pârlite. Da. Pe bune. Dar cine a făcut această mizerie aici? Uitați. Adică cine este aceeași femeie? Unde nu dăm nume. Zice că eu vorbesc lumea, că eu sunt. Eu sunt a dracu. Am luat ferii. Ferii, berii. Mai avem aici pe cineva. Ce faci? Stau. Albinescu? Stau. De ce stai? Da, măi. Bă, ia cântă-mă ceva. Ce? Ia cântă-mi ceva. Nu pot. De ce? De unde fost azi? Că nu prea te-am văzut. Mă, butelie. Butelie la cutie. Ai ca ceva de acolo. Îi pierd parabenii. Nu vorbește cu mine, prieteni, vedeți? Au luat ferii, cică. Ferii au luat? Da. Păi lasă acolo, că face Olga acolo. Olga ne-a apucat la ferii. Hai de capul, cine ți-a făcut Olga așa cu bătăria împuțită? Cine ți-a făcut până dimineața? Așteptați-o, bine. Stai, unde te duci? Mă duc în cameră, dar la porția, dar mâncare. Alex, ia și tu astea lui bunicul în casă. Alexandrescu. A luat patronul la mașină de spălat cu tot cu Dero. Hai Alex, ia hârtia. Oh, ușor. Hai Alex. Ăsta vreau să vină cu mine. Ăsta e al meu. Hai, hai cu mine, mă, nu mai sta aici. Hai că dacă nu te duc la mec, hai. Hai la mec. Mă, butelie, mă. Au, bă, dar de ce mă strângeți așa? Ești gras. Du-te de lui bunică ta acum. Hai, ia vezi că ai de mine. Dă-i cu pastorul în capul bunică. Dă-i lui bunică ta acum. Hai, lasă-l. Hai, de copile. De copile. Pânzava-l bine, că sunt tine. Dă-i lui bunică ta să vine dacă e bun pastor. Gata, Leonardo, cu bastonul. Alex, haide. Trebuie să nu cazi. Stai acolo. Lasă, că nu cazi. Mereu. Butelie la cutie. Nu e pastor, Alex. Hai, Alex. Trebuie și mie lemne în casă. Cine mi-a dat? Stai să vedem dacă e. Dar Olga unde e? Păi nu știu unde e. S-a dus cu patroana? Nu. Nu, dar Olga nu. Olga nu doarme cu mine. E foc. E foc, e. Trebuie să băgăm lemnele astea. Dar cum intră lemnul ăsta mare? Aha. Bă, de ce mi-a venit greu la mine? Închidem asta așa. Nu mai vreau să vină la mine, adică. A, cine-i copilul ăsta? Mă, bunicule, dar de ce? A, ăsta-i Costel, nu-i Leonardo. Dar știu, bă, bunicule, îmi dă cu bastonul în cap. Costel, ia-te tu bastonul ăla, coați. Ia mă, ia stai să spun ce, să spun ceva. Ia ține mă, aruncă-o la gunoi. Aruncă-o la gunoi. Au, bă, ăsta e coșul de gunoi? Pe jos. Mă, copchile, ești copchil? Nu. Dar de unde e luat bastonul ăla? Nu. De unde l-ai luat? Bastonul de bătaie. Stai că ne lovești cu el. Ascultă-mă. Copchile. Tu ești copchilul, mă? Care copchilul? Băietul. Au! Hai, bunicule, dacă e ceva, eu te pozez. Stai că ne lovești! Păi îi dai în cap, îți dai și ție. Ce? Îți dai și ție în cap. Mă, băieture, stai să deschid asta aici. Băi, butelie. Nu, nu știu cum să plăgăsc.
De la mine. Dă-mi să-l bag eu, hai. Haide, mă! Am orde. Au arde, mă. Hai că mă duc până afară. Duce afară. Butelie? La cutie. Stai aici? Da! Mă fără costule. Hai, vii cu mine, butelie. Da. Mai târziu. Da. Hai, bă. Butelie la cutie și mănâncă o hamsie. Același copil grăsuț. Asta este Dolofanul. Nu, eu sunt... Dolofanul Șatrei. El e umflat. Are fălcuțe, uite. Fălcosul. Mă, tu ești fălcosul? Ăsta e bastonul meu. Hai să-ți spunem numele, fălcuță. Hai. Vrei? Vino încoa. Fălcuțe? Fălcuțe, da. Hai, zi. Vrei? Bunică, eu astăzi mă cheam Fălcuțe. Auzi că el îl cheamă Fălcuță. Da. Da, să văzăm ce e. Butelie la cutie. Zi, mă. Vreau să știu și unde a dispărut Olga. Vorbește la telefon de afară. Nu e, cu patron la mă. Nu, nu e, vorbește la telefon. Doamne. Ia uite, varză, curcan, care nu mai e. Ce, aragansul ăsta că este ultima lui seară aici, că patroana îl va lua mâine. De la patroana și de la Olga. Era mizerie? Da. Cheamă pe Horia de la NPC să facă inspecție aici. Ia uite, ce-i cu mizeria asta aici? Ia uite. Eu? Ia uite. O să vă închidă bucătăria, dacă vă vede domnul Horia vlogul ăsta, vă închide bucătăria. Vede lumea, Alina, țiganii, ho, ho. Da. Ai luat-o pe urma lui Leo, Hanin. Ia uite. Cum hrăniți voi o șatră întreagă în mizeria asta? Ce-i o votă? Ha? Dar râde lumea, că țiganii râde. Lasă-i. Lasă, că îi prindem noi acasă. Ce-i o votă? Ia zi-mă, butelie. Mă mai mânca cu bastonul ăla. Eu îmi pregătesc bastonul pentru bătaie. Nu! Bă, uite eu ce baston am. Nu. Bă, am baston? Ia, atât ai pitonul tău. Atât ai pitonul tău. Al tău? Nu, 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 gata. Gata cu minte, gata. Bă, nu mai e. Lasă-mă că am treabă cu el. Ce e aia că l-a zis? Mamă, ce bun e! Nu? Mmm, de cane! Cogem de la ajutoare! Aaa, așa da! Cogem de la ajutoare! Ce cu pisica asta? Intra dracu' mine, de-aia e. Doamne ferește! Nu mai zi așa! Ce ai auzit de la ei? Mai avem foc în sobă. Nu mai avem. Femii. Auzi, dar lemne mai ai? Ce? Lemne. N-aveți voie de păcare! Adică ți ajung lemnele iarna asta. Mai iau altele. Nu știu, că nu știu, că nu știu. Nu e problemă. Da, că eu n-am de care. Auzi, ce părere ai, mergi cu noi în Turcia de Revelion? Mergi de revelion în Turcia. Ha? Și cu patroana. Nu, fără patroana. Mergi cu patroana și cu Olga. Păi nu mergem fără ea. Păi m-am orientat cu patroana. Nu, serios, deci mergi zi ca să facem pașapoartele luni. Mergi? Gata, prieteni, merge. Hai, bine, mergi cu noi de revelion în Turcia. Tot nu mergi. De ce? Hai și tu cu noi. Hai. Ursule. Ai fost să iei țigări? Da, nu. Și am uitat să-ți dau să vin și mie. Nu mai duc cu tine. La. Tu ai mai fost la țigări? Nu am fost la mine, nu mă opresc.
Albinescu. Nu, nu se bate în masă. Ursul e dus-o pe patroana acolo, la priveg? Da, la același priveg. La același, nu? Da, nu a fost la altul. Ia să-și mergem și pune puțin o secundă. Prieten, patroana s-a dus la priveg, Olga e pe afară, vorbește cu bărbații ei. Nu e adevărat. Se trăiască bărbații, să fie sănătoși, Doamne ajută. Asta este, Tommy astăzi a luat porcul și a dat-o fără din curte. Dar porcul a luat, prieten, asta este, n-are nimica. E bine și așa bine că a luat ceva măcar. Același porc. A luat porcul, dar purceaua nu. Deci, da. Ce tare. Aici facturi de plată, dacă dorește cineva să facă o donație, să mă ajute și pe mine să plătesc facturile care au venit. Ia uite, chitanță, buget local. Da. 20 de lei de plată. Uite, mai e și aici. Deci orice donație este importantă. Nu vezi că am plătit eu. Stai să vă mai arăt. ANAF! Nu! Doamne! Nu ANAF-ul! Ce? Vorbesc cu prietenii mei, poate mă ajută și pe mine să plătesc facturile. Mai aveți facturi de plată? Da. Telecom! Doamne! Ce fac? Test de COVID? Da, am făcut teste de COVID. Al cui testul? Păi noi am făcut să nu avem COVID. Și am descoperit că nu avem COVID. Leonardo. Aceeași cană. Aceeași cană. Mi-am amintit de cătă când arăta cana și spre uitați asta ia un cap. O doare burta. O doare burta. De ce o doare burta? Păi o durea că luase o bacterie de asta din aer. Aceeași bacterie? Și jos acolo pot să mai cauți în facturi. Cum stă cu ăștia? Urât. Serios urât. Dar uite jobenul ăla de pe dozator. Ce este asta? Este o stație ceas. Recepție. Trebuie să scoți antena în sus. 210 recepție. E mișto. Da. Uite același joben. Ce este asta? Da. Al meu. Mișto. Ia-l tu. Merge cu aceeași umbrelă. Uite. Merge cu asta. Da, îmi plouă, așa îmi trece pentru tine. În fine, prieteni, încheiem aici. Ne vedem mâine dimineață. Vă pupăm, vă dorim o seară minunată tuturor și mâine să vedem ce se mai întâmplă. Posibil să... Da, eu cred că... Ce crezi că se întâmplă? Da, ceva va fi, nu știu, cu siguranță. Liniște n-are cum să fie liniște și pace, să fie o duminică liniștită. Dar mâine vreau să merg la biserică, în primul rând, și după aia vin să filmez scandalul din șatră. Așa că vă pupăm, Doamne ajută tuturor și ne vedem mâine, pa, pa!